În Pitești a început campania Aducem Basarabia Acasă, realizată de organizația neguvernamentală Acțiunea 2012. Acest proiect ar putea deveni inițiativă legislativă și prevede acordarea unui statut cetățenilor din Republica Moldova pe teritoriul României. Pentru acest lucru, inițiatorii proiectului strâng semnături din partea piteștenilor. Strângere de semnături. 5.000 de semnături pe județul Argeș. Asta ne propunem noi pe plan local, dar la nivel național ne trebuie 100.000 de semnături, câte 5.000 din minim 10 județe. Avem deja 1.300 de semnături, eu zic că o să le ducem la final și campania efectiv va aduce un avantaj cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României. Dreptul la muncă, eliminarea vizei. Piteștenii care au trecut prin zona centrală a orașului, unde este instalat cortul inițiatorilor acestui proiect, s-au arătat interesați, iar unii dintre ei chiar emoționați de această campanie. De ce ai hotărât să te semnezi? Pentru că Basarabia este România și vrem să-i aducem să fie. De devenim România întreagă. Dumneavoastră ați semnat deja? Da, sigur, cum să nu. Am fost și la manifestațiile din București, am fost și în Basarabia de două ori. Da, și am văzut și ce își dorește moldoveanul. Lucrurile sunt încă împărțite, însă se pare că majoritarii, fiind români, nu se pare. Cu siguranță vor să o ducă bine și dacă vrei să o duci bine, o duci în statul în care ești de fapt.